Agresiunea s-a produs vineri dimineață, în jurul orei 7:30. Bărbatul a mers acasă la soția cu care se află în divorț, iar de la o ceartă la agresiune nu a fost decât un pas. În timp ce copiii se aflau, unul pe casa scării și celălalt în casă, mama lor a fost înjunghiată de mai multe ori cu un briceag. Eu mă gândeam că îi duci la școală, la grădiniță, de obicei dimineața mai plâng, dar era prea mare zgomot și când am deschis ușa am auzit țipite, voci de bărbați, de femei. După care a venit poliția. Deja poliția era, că eu am zis, ei, duci la grădiniță. Era deja poliția venită. Și salvarea. Colega noastră, pacientă în vârstă de 33 de ani, a ajuns policontuzionată prin agresiune, cu o plagă înjunghiată la nivelul globului ocular stâng, mai multe plăgi înjunghiate la nivelul coloanei cervicale, superficiale plăgile, contuzii toraco-abdominală, este internat în secția de oftalmologie momentan pentru supraveghere. Deci lovituri de cuțit și pumn. Lovituri de cuțit, de pumn, de picioare, din declarațiile dumneai. Scenele terifiante au fost rememorate de victimă. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. Mă pregăteam să ies cu copiii din casă, să-i duc la creșă, după care să vin la servici. Și după ce am verificat camera de pe vizor, am văzut că nu este nimeni în casa scării, am descuiat ușa, când am dat să ies a ieșit băiatul cel mare de 3 ani, băiatul cel mic de 1 an și 4 luni țineam în brațe și s-a năpustit de pe scări alergând, soțul cu un cuțit în mână. M-a împins înapoi în casă, am țipat foarte tare, și a închis ușa, l-a lăsat pe băiatul cel mare în casa scării. După asta mi-am pus cuțitul la gât. Am încercat să îl împing, să mă apăr cum am putut. Cumva era deranjat că țipă băiatul cel mare pe casa scării și atrage atenția. Și a deschis ușa și l-a tras înăuntru, timp în care am reușit să scot telefonul, să apelez 112. Ulterior, agresorul a fugit într-o zonă situată între blocuri. La scurt timp, după apelarea poliției, au fost constituite mai multe echipe de cercetare, atât echipa de investigatori din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care a preluat cauza, dar și echipaje mixte de poliție de ordine publică care au împânzit zona pentru identificarea și localizarea autorului. În mai puțin de 30 de minute, acesta a fost găsit în zona străzii universității, a fost încătușat și preluat de polițiști și condus în custodie la sediul poliției pentru audieri. Ulterior, după audieri, după administrarea materialului probator, față de autor s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, raportat la fapta de loviri sau alte violențe. După obținerea certificatului medico-legal, după evaluarea victimei și după administrarea celorlalte probe, urmează ca dosarul să fie prezentat din nou procurorului de caz pentru încadrare juridică a faptelor, inclusiv prin perspectiva raportării la tentativa la infracțiunea de omor. Bărbatul nu ar fi la prima abatere de acest tip, al cărui victimă ar fi fost chiar soția lui.